În primul rând, sunt onorat să fiu într-un mediu atât de elevat aici alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a fi împreună astăzi. O să mă uit pentru început la ceea ce au spus antevorbitorii mei și acolo am identificat un element comun tuturor. Adică vreau să extrag doar câteva mici lucruri. Domnul Dragoș Păslaru vorbea în principal despre securitate economică și despre dezvoltarea economiei, sigur, care este inevitabil în contextul actual legată de dezvoltarea companiilor locale. Ministrul Oros spunea, domnul ministru Oros spunea cam același lucru. Suntem la un nivel scăzut de integrare din punct de vedere al prelucrării producției agricole. Exportăm produse cu valoare de adăugată scăzută și avem nevoie să creștem gradul de integrare locală. Domnul ministru Tătaru vorbea despre zona medicală, unde, din nou, trebuie să creștem lucrurile și avem nevoie de investiții. Iar domnul secretar de stat Burdușa vorbea despre resetarea modelului de creștere la, din nou, orientarea către investiții. Una peste alta, am mai văzut și noțiunea de investiție în cercetare locală, care este inevitabil legată de creșterea ecosistemului local. Elementul principal în toate discursurile de până acum au fost investițiile. În urmă, pentru a ne dezvolta, pentru a dezvolta ecosistemul local, avem nevoie de investiții. Dacă ne uităm la poza mare și mă uit aici la prognozele Fondului Monetar Internațional pentru 2020-2021, vedem două lucruri interesante acolo. Din punct de vedere al creșterii economice, Fondul Monetar Internațional prevede la nivel global o scădere de 4,4%, urmată de o revenire, de o creștere cu 5%, 5,2% în 2021. Pe de altă parte, din punct de vedere comerț internațional, scăderea va fi de 10%, ceva peste 10% în 2020, urmată de o creștere de doar 8% în 2021. Concluzia simplă din estimările acestea este aceea că vom trăi într-o lume care va fi ceva mai locală, ceva mai puțin globală. Adică economia globală își va reveni destul de repede. Adică 2021 vom ajunge la nivelul la care eram înaintea crizei. Pe de altă parte, comerțul internațional va rămâne puțin în urmă. Economia va deveni ceva mai locală. Iar dacă vorbim despre economie locală și ne uităm la ecosistemul de aici, de lângă noi, avem în urmă trei jucători cheie. Pe de o parte este zona de guvern, zona de conducere, zona politică a țării, managementul acestei companii care se numește România. Avem companiile care sunt mai aproape de noi și avem, sigur, românii care au două poziții principale. Una este aceea de beneficiar ai creșterii. Nu? Dacă economia locală crește, noi toți o să trăim mai bine. Pe de altă parte, suntem finanțatorii acestei creșteri, pentru că dacă discutăm de companiile locale și de finanțarea acestora, finanțarea vine de la investitori, de la investitorii locali și investitorii străini. Deci, uitându-ne la tot acest ecosistem, eu zic că poza este destul de simplă. Adică trebuie să facem ca ecosistemul local să susțină creșterea companiilor locale, trebuie să simplificăm accesul la capital al companiilor locale. Iar aici intervine, sigur, rolul Bursei de Valori București, pentru că noi suntem veriga lipsă, de fapt, veriga lipsă care este prezentă. Noi suntem legătura între companiile locale care au nevoie de capital și deținătorii capitalului, investitorii locali și străini. Dacă ne uităm, până la urmă, companiile au două surse principale de finanțare. Sistemul bancar, și avem aici în România un sistem bancar care s-a dezvoltat frumos în ultimii ani, care este rezilient, a trecut deja prin a doua criză, învățăm, ne consolidăm
și avem o bursă de valori București care se dezvoltă și ea și își crește prezența în economia locală prin a da acces la capital companiilor locale. Și aici aș da doar câteva exemple dacă ne uităm la ultimii 2 ani. 2019 a fost un an de vârf din punct de vedere al finanțării companiilor și statului pe piața de obligațiuni a Bursei de Valori București. Am văzut aproximativ un miliard de euro capital care a fost ridicat de către stat și companiile locale. 2020, chiar dacă a fost un an dificil, vedem din nou 500 de milioane de euro sume ridicate prin intermediul Bursei de Valori București. Din nou, din zona privată, companii medii și mici. Și de asemenea vedem statul român care chiar acum derulează o emisiune de titluri de stat prin care se finanțează și utilizează canalul Bursei de Valori București. În total avem aproximativ 30 de runde de finanțare derulate în ultimii 2 ani care au adus aproximativ 1 miliard și jumătate de euro de la investitori către companii, companiile locale și către statul român. Deci avem un mecanism funcțional aici, atât în zona, dacă vorbim de zona financiară, atât în zona bancară, cât și în zona pieței de capital a Bursei de Valori București. Rolul nostru principal este unul simplu, acela de a face cât mai simplu accesul la capital al companiilor locale. Iar dacă e să ne uităm ce înseamnă acces mai simplu la capital, văd două elemente principale. Unul, un trend pe care îl vedem peste tot în jurul nostru, digitalizarea, și care e un proces care era deja prezent, dar care a accelerat în contextul actual al pandemiei. Trebuie să mergem mai aproape de clienți și vedem aceasta că se întâmplă. Adică vedem companiile de brokeraj că sunt tot mai prezente și tot mai aproape de investitori. Și vedem de asemenea o zonă în care devine interacțiunea dintre investitor și statul român, zona de fiscalitate. Aici, obiectivul nostru principal este de a face această interacțiune cât mai simplă, de a face mecanismul de taxare a câștigurilor din zona investițiilor cât mai simplu, pentru ca investitorilor să le fie cât mai facil să finanțeze companiile românești. E o zonă în care suntem într-un dialog activ cu Guvernul României. Ne așteptăm să venim cu îmbunătățiri semnificative în perioada următoare pe aici și să avem suport din zona guvernamentală, pentru că ne uităm la noi, Bursa de Valori București, ca și la o companie de interes public, o companie esențială pentru dezvoltarea economiei locale, aflată într-o zonă de sincronizare perfectă cu ceea ce își dorește conducerea României pe termen lung. Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bazez că o să mergem înainte și o să valorificăm criza aceasta care cu siguranță aduce o mulțime de oportunități pentru noi.